cum te încarci pentru personaj? Adică la ce vă gândiți când faceți fețele alea haioase? Dacă nu ești tu undeva în spatele camerei să te strâng la mine, încerc să iau de la Bogdan ceva, de la butică, ceva... Sunt foarte mulți oameni acolo în spate camerei care îți fac viața ușoară. Sau nu. Sau foarte grea. Sau foarte grea. E cam același lucru până la urmă. Ideea e să ai cu ce să intri, energia bună. Când veneam dimineața la filmare, sau noaptea, în fine, și nu mai știam de unde să-l apuc, cum vorbește el așa, Emilian, și cu fața aia și cu toate gesturile lui mici. Dar când Gabi începea să dea jos barba crescută și să-mi lase perciunii și începea să-mi pună machiajul, să mă obosească și devenea așa, asta revenea unul negru. Am fost la filmare și la machiaj încep să te urățească, să te facă mai obosit, mai negru, mai ridat, mai terminat, mai... Dar după aceea te uiți în oglindă și... A, ăsta. Și hai că e gata, e bine, hai să-i dăm. Nu, am întrebat pentru că pe mine mă amuză de fiecare dată când filmez cu Laurențiu, că e, na, antagonistul și... ar trebui să simți așa o... să-ți construiești pe dinăuntru un fel de poveste. E omul care îți distruge viața. Eu îl ador pe Laurențiu și alți actori m-au umplut de dragi pe bune, dar la tine nu se poate. Și atunci... Câteodată nu poți, asta este. Trebuie să te încarci cu tot felul de chestii urâte. Dar nu aici... poți să asociezi nimic urât cu tine. Nici eu cu tine. Păi aici e problema. Că nici te cunosc, omule, la naiba, cine-i tipul? Puneam poze cu tine acasă. Exact, pe noptieră, cu ochii arși, cu țigara. Dar nu. No. Nu e cazul. HBO Go. Încearcă acum gratuit.